Lidia Buble a avut parte de o vacanță de pomină. Vedeta a fost atacată în timp ce se afla la mare și nu se aștepta nicio clipă la o asemenea întâmplare. Artista a trăit clipe extrem de neplăcute care i-au provocat mare panică. Este foarte activă în mediul online, unde este urmărită de o mulțime de fani. Lidia Buble este foarte apropiată de ei și ține la curent cu tot ce este nou. De data aceasta însă nu a avut vești prea bune. Artista a vorbit despre un eveniment extrem de neplăcut la care a avut parte chiar pe plajă. Lidia Buble se afla cu mai multe prietene la un restaurant când s-a trezit cu o pâine trecându-i pe lângă cap și două pahare de șampanie aruncate în față. Femeia care a recurs la acest gest a spus că artista era îmbrăcată provocator și a îndrăznit să se ridice de la masă în această ipostază. Lidia Buble nu înțelege atitudinea femeii, dar a încercat să facă haz de necaz din această întâmplare. Am ieșit în oraș și stând așa la masă, m-am ridicat și eu la un moment dat că rămăsesem înțepenit acolo, dar să vedeți la ce cote a ajuns gelozia și prostia, că eu sunt șocată și acum. Stau și când îmi trece o franzelă opită pe lângă cap. Rămân așa după, simt că mi se inundă picioarele, ca și când mi-a aruncat cineva cu un lighean de apă. Apropo, o să postez niște poze acum, cred că sunt un pic cam sexy, dar asta e, ce vin am eu, a declarat artista pe Instagram.